Pădurar reținut pentru tăieri ilicite. Este vorba de persoana responsabilă de sectorul silvic din preajma satului Șestaci, dar care a fost transmis în gestiune primăriei Șoldănești. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de duminică. Inițial, pădurarul insista că lemnul din automobil îl luase pentru a încălzi localul unde se adăpostește în marginea pădurii. Mai apoi, văzând că explicația le-a părut polițiștilor ca una vagă, responsabilul a părăsit locul, lăsându-și automobilul și persoanele care l-au ajutat să taie copacii. Cum ați ajuns cu mașina plină cu lemn? De unde l-ați luat? Mașina e voastră? Nu. Dar cui? A cui? A pădurarului. N-aud. A pădurarului. Dar cine-i pădurar? Consiliere știu. Deplasându-ne la fața locului, s-a stabilit pădurariu care este numit în funcție de către primărie orașul Șoldănești, Ceapă Ghenadii. Deci am depistat automobilul lui personal în care se aflau un metru stier de lemn verde cu grosimea de 40 cm fiecare. El a spus că are dreptul, deoarece el e pădurar și are învoirea primarului. Încercând să documentăm cazul dat, domnul Ghenadi Ceapă a fugit. Aflat la fața locului, Ion Cuculescu, președintele Comisiei Mediu și Amenajarea Teritoriului a Consiliului Orășenesc Șoldănești, a dat asigurări că cele întâmplate vor fi discutate în cadrul unei ședințe speciale. Vor primi hârtiile de la locuitorii de poliție, pun în precautare. Am încercat să aflăm și opinia ecologiștilor, dar șefii inspectoratului respectiv din Șoldănești nu au fost de găsit. Avem a aminti că la începutul anului curent, Impuls TV a comunicat despre mai multe cazuri de tăieri ilicite la Glingeni, Samașcan și Pohoarnă. Atunci, nimeni nu a fost pus la respect.